Domnule director Gevat. Nu trebuie neapărat mie, Matei. Acolo, la școală, da. Domnilor conferențiari, doamnelor și domnilor. Aș dori să-mi încep cuvântul prin a ura un călduros și sincer la mulți ani cu prilejul Zilei Naționale a Culturii Române. Voi denumi acest scurt discurs Viața lui Eminescu. Părintele Ghelasie Gheorghe de la Frăținei spunea în condacul întâi al acatistului său dedicat lui Mihai Eminescu, citez: și pământul are un chip din care se nasc făpturile și neamurile lor, și acestea se oglindesc ca stele și luceferi pe cerul de sus, în care se odihnesc împreună, și tu un luceafăr fiind, îți cântăm. Veselește-te, Mihai Eminescu, luceafărul cu dorul de pământ. Am încheiat citatul. Cu toții cunoaștem viața lui Eminescu, întâmplările și parcursul acesteia. El s-a născut pe 15 ianuarie 1850 la Botoșani, fiind al 7-lea copil al solnicului al căminarului Gheorghe Eminovici și al Ralucăi, fica solnicului Jurașcu din Jolnești. Copilăria a petrecut-o la Botoșani, în casa de la Ipotești, iar la Cernăuți a urmat școala și liceul german, în cele din urmă ajungând să studieze la Viena și Berlin. Voi cita din portretul făcut poetului de către Dan Constantin Mihăilescu. Știa germană și franceză, voia să absorbă istoria religiilor, astronomia, filozofia, fizica, etnopsihologia, geopolitica, să facă simultan metafizică și gazdăria angajată. Un suflet romantic de dat armoniei universale, dar pe care malaxorul politicianismului valah l-a spulberat într-un nimic nicia firii sale. Ce lecție mai sublimă și mai tristă totodată de românitate se poate închipui, spune criticul literar, ceea ce mie mi se pare foarte actual. Mihai Eminescu și-a continuat studiile, a publicat un vast repertoriu de opere ce a revoluționat literatura română, iar decesul i-a avut loc la București în casa doctorului Șuțul pe 15 iunie 1889. Însă nu despre această viață aș dori să vă vorbesc astăzi, ci despre viața cea nesfârșită, cea pe care poetul a sigilat-o în literatura română. Mihai Eminescu, citez, era omul de plin al culturii române, o conștiință de cultură deschisă către tot, scria Constantin Noica despre poet. Întreaga operă eminesciană a fost influențată de marile sisteme filozofice ale epocii sale, dar și de filozofia antică, de la Heraclit la Platon, de sistemele de gândire ale romantismului, de teoriile lui Arthur Schopenhauer, Immanuel Kant sau Hegel, și chiar de filozofia budistă. Pentru mine, marele poet român este genul care a reușit să aducă o simplitate nesemnificativă la o complexitate ireproșabilă, precum în poezia pentru copii somnoroase păsărele, ce cuprinde un tablou din natură care este reliefat de motivul literar general inserat în ultimul vers, totui lin și armonie. Din punctul meu de vedere, Eminescu și-a sacrificat viața pentru ce a iubit și ce a crezut el că este mai bine. Cu alte cuvinte, s-a dedicat frumosului. Chiar dacă lumea nu a știut să-i determine adevărata valoare pe timpul vieții sale pământești. Tocmai de aceea, viața lui începe după decesul acestuia. Numele poetului a devenit în scurt timp un adevărat reprezentant al valorilor și culturii românești, deoarece Eminescu și-a lăsat sufletul pe hârtie, atât prin dragostea cu care a scris toate operele sale, cât și prin tehnicile literare folosite de acesta, de la micile poezioare de copii până la Mărețul Luceafăr, în care poetul abordează o temă extrem de complexă, care este condiția omului de geniu, lăsându-și considerabil amprenta pe aceasta. Citez: trăind în cercul vostru strâmt, norocul vă petrece, ci eu în lumea mea mă simt nemuritor și rece. Credința mea este că Mihai Eminescu nu a murit niciodată. El trăiește fiind captiv și omniprezent în operele sale. Aș dori să-mi închei cuvântul prin a-l cita din nou pe părintele eromonah Ghelasie. Însuși Dumnezeu dorește să coboare pe pământ și fericit ești tu, Mihai Eminescu, ca dorul pământului l-a avut și doinitorul său te-ai făcut lacrima de pământ. Eminescu, numele de icoană al doinirii românești, în codri, la izvoare, la răspântii, pe munți în mijlocul lumii, la porți de biserici, de-a pururea te arăți ca făt frumos și ca luceafăr, dar și ca fulger și blestem pentru dușmanii cei răi. Așa și noi cântăm Aleluia. Mulțumesc frumos!